PDL-ul a fost spulberat de-a dreptul de Uniunea Social-Liberală. Președintele formațiunii Ion Roșes l-a felicitat deja pe Ion Călinoiu, care l-a făcut knockout în lupta pentru șefia Consiliului Județean. Conform datelor Beș-Gorj, de la ora 17, Roșes era pe locul 2, cu 17,72%, în timp ce PDL-ul ca formațiune obținuse 17,15% din voturile pentru fotolile de consilieri județeni. Senatorul Ion Roșes spune că se aștepta la altceva. Nu sunt mulțumit, nu sunt dezamăgit. Mi-asum acest rezultat. E PDL-ul marele perdant? PDL-ul nu este un perdant. PDL-ul este un partid care a fost nevoit să ia anumite măsuri, a luat aceste măsuri, sigur măsuri de austeritate, nepopulare, și iată că plătește un preț politic. Eram în jurul procentului de 20% pe vot politic, era premisa de la care porneam. Nu s-a întâmplat așa. Mă așteptam și eu să obțin un rezultat mai bun în ceea ce privește candidatura pentru președinția Consiliului Județean. În cursul dimineții l-am felicitat deja pe domnul Călinoiu. Lucrurile stau prost pentru Partidul Democrat Liberal și în ceea ce privește fotoliile de primar. Conform calculelor proprii, aceștia aveau astăzi la prânz doar 9 edili. Ion Roșes a găsit rapid scuza pentru dezastrul portocaliilor. Este regretabil că la un număr de peste 6 primării, noi am pierdut la o diferență foarte mică de voturi și chiar de 10 de voturi. 9 voturi la Bărbătești, 11 voturi la Grăbova, 23 la Meșpițică. Adică sunt primării în care am pierdut și din analizele noastre premisele erau altele. Extrem de slab este și rezultatul obținut de candidatul PDL la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu, Eduard Berca. Acesta avea, conform numărătorii paralele, puțin peste 8%.